Să vedem ce putem spune despre oameni și despre aceștia când sunt conduși de primari, consilii locale, etc. O să dau exemplu de oraș pentru că e mult mai simplu de administrat. Pe județ e un pic mai greu pentru că sunt mai mulți. Haideți să spunem oameni, nu, unii spun dragi. De ce oameni? Pentru că primul lucru când se duc la ștampila de vot, îl vreau pe persoana aceasta, sau aceasta, sau aceasta, sau aceasta, sau aceasta. Pe 5 ore să uită, da, oare pe aceasta, sau pe cealaltă. Bun, și dacă o aleg pe aceasta, ce să mai spunem despre ea? Ea trebuie să știe și să cunoască greutățile orașului. Și dinainte, ceea ce e foarte greu de cunoscut, pentru că nici nu știi moștenirea. Chiar dacă să spunem că ai pe cineva în primărie, el îți spune, dar nu spune tot. Și știi de ce? Vă spun eu de ce. Yo, man. Pentru că vrea să-și păstreze locul de muncă. Pentru că asta a făcut o viață, a făcut două vieți, trei vieți, patru vieți. Sau, dacă vrei să le iei, le iei pe mandate. Un mandat, două mandate, trei mandate, nu știu câți primari, nu știu câți consilieri județeni, locali și toate cele. I-a cunoscut pe toți. Știe problema din primărie, cunoaște problema din primărie și a gestionat întotdeauna. Din primărie, din consiliul local și etc. Ca și mandat, poți să spui că mandatul unui primar, consiliu local și, dacă ne mai ducem și mai sus, consiliul județean, prefectură, etc., așa, este contract pe perioadă determinată. Știi ce înseamnă asta? Adică, contract pe perioadă determinată. El are două variante. 1. Dacă este bun, pleacă mai departe în camera senatorului sau a deputatului. Ori 2. Ajunge la remat. Rematul pentru primar, consiliul județean, consiliul local, prefectură și toate cele. Tu ai fost persoana aceea care a fost în primărie, în consiliul județean, în consiliul local și ai făcut aia sau n-ai făcut aia și de ce ai făcut aia și o așa și o să te pună grească când o să fii mai jos. Da. Acela este rematul. Da, e rematul pentru primărie, Consiliul Județean, senator, deputat, etc. Toți se vor justițiari, dar sunt project manager, toți, pe perioadă determinată față de cei din primărie, care sunt pe perioadă nedeterminată, pentru că au primit un primar, doi primari, trei primari, patru primari, o capră, două capre, trei capre, patru capre, cinci capre, șase capre, șapte capre, trei berbeci, patru berbeci, unul mai închis, unul mai ponegrit, unul mai afumat, unul mai tuciuriu, unul mai cu o pilă dincolo, unul cu o pilă de dincolo și tot așa. Da? Și uite așa, afli că de fapt persoanele din primărie care lucrează în primărie, în Consiliul Județean, în Consiliul Local, sunt mult mai importanți pentru buna gestionare a lucrurilor din primărie. Din Consiliul Local, din Consiliul Județean, din toate cele. Așa este și într-o firmă. Project management, așa se cheamă, sau manager de proiect.
Bun, interesant, nu? Dacă nu ești bun, te pune gresc. Și ai tăi și ai mei și vecinul și toate alea și toate alea. Îți chei mântăriri, îți faci toate cele. N-ajungi la capăt. Ajungi cu nuiele, lasă cele. Da, interesant, nu? Acum parcă începe să pară interesant, destul de interesant. Hai, o zi plăcută să aveți!